de unghie sau dacă aveți o peruță un pic mai mare, este mai indicată. Așa. Pe care? Da. Deci, peria este un pic umedă, am pus așa și începem. A, cu geamurile de la cădiță. Geamurile de la cădiță. Bun. Și pe o parte și pe alta. Și după care le clătim cu apă călduță. Mă fierbinte, călduță. Da. Uitați așa și iese ca și... Ca și noi, nu? Da. Ne mai pomeni. Nu mai rămâne nicio pată pe ele. Bun. Deci bicarbonatul, poate și folosit la multe treburi gospodărești, doar că noi nu știm. Asta este la rețetă, cum s-a făcut după bicarbonatul de sodiu și a pus colat cu apă călducă. Da. Bun, s-a adus. Clătește aici, a sus, mamă. Fii atent că aici, pe partea asta, n-ai clătit. Trebuie să dai cu o cărpă umedă. O lavetă din aia verde, de care am eu, cum trebuie. Da. Bicarbonatul de sodiu, care este păcădită pe exterior, ca să nu dăm baia. Dacă aveți gresie și faianță, puteți să dați cu jet de apă caldă peste tot. Da, tot face apă, așa că mai bine de cu cărpa umedă. Apă călduță, muiată și toarsă bine și după aia dați pe geamuri. Ia uitați cum iese. Nu-i mai pămâni de bine. E, așa, da? Ia uite. Mai vii de acasă.